Să ai o asigurare, te costă mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii private, realizată cu lideri și specialiști de top din domeniu. Înainte de a intra în subiectul zilei de astăzi, o să vă citesc o poveste. Un client al unui asigurător britanic a intrat în panică în timp ce conducea, după ce a văzut că un păianjen se plimba nestingherit pe picioarele sale și a avariat cu ocazia asta un autoturism parcat. Nici asiguratul, nici păianjenul nu au fost răniți, subliniază asigurătorul britanic, care a și plătit daunele. Astăzi o să discutăm despre asigurări auto și cum ar fi bine să fie modificată legislația RCA. Îi am ca invitați pe Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, o să mă auziți spunând bar, să știți că e cu 2 de A, și Sorin Greceanu, director general în cadrul aceleași instituții. Dar la început am rugat-o pe colega mea, Andreea Radu, redactor șef al publicațiilor Exprim, Asigurări și Pensii, să ne spună cum au evoluat asigurările auto, RCA și casco anul trecut și mai ales daunele, că știm că a fost pandemie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, Andreea. Bună ziua! Da, asigurările auto rămân un subiect de interes atât pentru piață cât și pentru consumator, bineînțeles. Și am văzut că cele două segmente de asigurări auto, adică RCA și casco, reprezintă peste 70% din totalul asigurărilor generale. Ca o tendință pe care am remarcat-o a fost faptul că, în ciuda faptului că a fost pandemie, daunele plătite de asigurători au avut o creștere mai accelerată decât evoluția încasărilor, a subscrierilor. Dacă le analizăm pe rând, am observat că asigurările RCA au crescut cu 4% la aproximativ 3 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020, iar aici remarcăm faptul că prima medie RCA a scăzut cu 1%, în timp ce dauna medie pe RCA a crescut cu 6% la aproape 9.000 de lei. În ceea ce privește asigurările casco, aici vedem o creștere de 3% în primele 9 luni ale anului trecut și au ajuns la aproximativ 1,8 miliarde, cred, de lei, dacă nu mă înșel. În timp ce o altă tendință remarcată a fost faptul că numărul accidentelor a scăzut ușor în primele 11 luni ale anului trecut, conform datelor de la Poliția Română, adică vorbim de accidentele anunțate la poliție și nu și cazurile în care s-a completat o constatare amiabilă. Și acest lucru s-a observat ca urmare a restricțiilor și probabil că mai puțină lumea a călătorit cu mașina, dar și, cred eu, în urma unor campanii de informare, precum fi treaz la volan. Mulțumesc mult, Andreea. Domnule Roșu, spuneți-ne, cum vedeți la începutul acestui an evoluția asta din 2020, asigurări versus daune auto? Ce s-a întâmplat din punct de vedere al unui asigurător și din punct de vedere al biroului asigurărilor auto? Acum, sigur că până nu avem toate cifrele cu închiderea de an 2020, e greu încă să tragem niște concluzii la cald, însă sigur tendința o vedem. Această creștere de primă medie de 1% cred că se datorează și perioadei respective de stare de urgență, unde am identificat mai multe vehicule care nu și-au mai renoit polițele de asigurare și așa mai departe. Dar una medie, cred că știm deja, unul din factorii extrem de importanți, inflația în prețul pieselor, apoi știm inflația în costuri, avem câteva elemente în legislație care au permis unor furnizor, să spunem, de servicii de reparație să crească un pic peste limita normalității, atât prețul orei de manoperă, cât și prețul pieselor. Și de aici putem extinde și la vătămări corporale și așa mai departe. Cert e că 2021 ar trebui să-l privim optimist, pentru că
normal ar trebui ca asigurătorii să-și orienteze un pic apetitul de business și către alte zone, nu neapărat către mult discutatul RCA sau, mă rog, în zona asta de asigurări auto. Probabil că 2021 va fi un an de provocări, un an de challenge, cum îi spunem în engleză, un an în care va trebui să ne reinventăm, să ne redefinim și să învățăm ceva din experiența trecută, pentru că, așa cum ne-a arătat pandemia, foarte multe companii s-au reorientat, inclusiv noi la BAR ne-am reorientat către mediul online, iar asta va determina probabil în 2021 și nu doar în 2021, ci și în anii următori o dezvoltare în direcția asta din partea industriei de asigurări, da? Produse mai aplicate către zona digitală sau către zona online. Rămâne de văzut nivelul de creativitate al fiecărui jucător, dacă vreți. Mulțumesc frumos, domnule Greceanu, din partea Biroului Asigurătorilor Auto din România. Cum se vede situația pe 2020 pe plan extern? Asigurări dau, cresc, scad? Da, bună ziua! Am observat pe primele 9 luni, 10 luni ale anului, la un moment dat o descreștere a numărului de accidente, a traficului transfrontalier, mai ales în perioadele de lockdown. Ceea ce s-a întâmplat însă după ieșirea din primele perioade de lockdown a fost că poate nu frecvența daunelor și-a revenit, dar amplitudinea daunelor a crescut. Adică de multe ori gravitatea accidentelor a crescut. Din păcate observăm că pe zona de neasigurați intern a fost o oarecare creștere chiar a volumului de despăgubiri plătite față de anul trecut, ceea ce ne spune că ne așteptăm să închidem anul undeva cel puțin la nivelul anului de dinainte, 2019. Cred că aici s-ar impune să mai găsim ceva soluții împreună cu membrii noștri și cu autoritățile, să încurajăm toți deținătorii de vehicule chiar să-și mențină polița RCA în vigoare, pentru că e un cost pe care îl generează pentru fiecare consumator de RCA. Și cred că lucrurile astea se pot îmbina foarte bine cu intențiile noastre pe anul curent, 2021, de a merge un pic în zona de mai apăsat un pic în zona de comunicare online cu ușurința de a ajunge la consumatori și în special la consumatorii tineri, dar nu numai. Deci toată lumea a făcut un mic shift un pic spre zona de online. Poate oameni care nu își imaginau înainte că o să comande mâncare online niciodată, iată că acum sunt puși în situația de a migra către astfel de soluții. Și cred că acest lucru ne va ajuta și pe noi, poate în viitor, să ducem gradul de cuprindere în asigurare un pic mai sus decât este acum. Mulțumesc frumos. Domnule Roșu, în asigurătorii sunt la mijloc între asigurat și despăgubire, între prima de asigurare și valoarea de despăgubire. Primele de asigurare, ne arată statisticile, au scăzut, mă refer la RCA aici, și nu știu dacă e de făcut ceva în sensul ăsta. Asigurătorul își asumă riscul și pe urmă ajunge să plătească daunele. Daunele astea care au crescut, mi-aduc aminte de o glumă pe care am auzit-o cu proprietarul unui service care la 39 de ani moare, ajunge la poarta raiului și acolo era Sfântul Petru și zice: Sfinte Petru, dar doar 39 de ani, cu ce am greșit? E corect să fie așa? Zice: nu știu dacă e corect, dar noi am adunat orele tale de manoperă de pe facturile de reparații și rezultă că tu ai 93 de ani, nu 39. Ce se întâmplă cu daunele și cu relațiile pe partea asta? Acum e mai greu pentru un service să multiplice orele de manoperă, pentru că, după cum bine știm, există niște sisteme de specialitate, nu o să le dau nume, sunt arhi cunoscute, unde timpii de manoperă nu mai pot fi, hai să spunem, măsluiți, da? Cum s-ar fi putut întâmpla acum 10-15 ani.
când astfel de sisteme nu erau atât de bine puse la punct sau nu existau deloc pe piața românească. Deci nu mai vorbim de timp, ci vorbim de cost mai degrabă. În momentul de față ne confruntăm cu o creștere a costurilor în unele cazuri absolut nejustificată și greu de înțeles. Și de aici se nasc o grămadă de probleme. Unele din ele care ajung pe rolul instanțelor de judecată, unde asigurătorii încearcă să dovedească că este un abuz. Având în vedere că legislația este cumva lacunară, ne trezim cu anumiti judecători care poate nu analizează suficient de atent și atunci, pe de o parte, dau dreptate unor serviciuri, pe de altă parte unor asigurători și, uite așa, la mijloc poate fi un păgubit care are de privit uneori un astfel de dialog, să spunem, sau un astfel de meci. Ce se poate face? Sigur că răspunsul e în continuare în legislație. Da? Legislația ar trebui revizuită astfel încât ea să fie clară, ușor de aplicat și ușor de înțeles de toate părțile, atât de asigurător cât și de serviciu, dar mai ales de păgubit, că până la urmă, dacă te aducem aminte, rolul acestei legi, în special mă refer la legea 132, este acela de a proteja terțul păgubit. Și iată că pentru el trebuie să găsim fel de fel de mecanisme. Noi, ca și industrie, am venit cu câteva propuneri și am spus că ar trebui să existe un tarif de referință sau o evaluare de referință a despăgubirii, astfel încât toate părțile interesate să știe la ce se pot aștepta. Așa cum există un tarif de referință în zona primelor, ar putea să existe un tarif de referință și în zona asta de despăgubire. Și atunci păgubitul e liber să aleagă, fie își încasează banii respectivi în contul propriu, fie alege un service, dar alegerea trebuie să-i aparțină în cunoștință de cauză și în cunoștința valorii finale, dacă vreți, a despăgubirii. Da. Înțeles. Cam asta ar fi, să spunem noi, o parte din soluție. Aș vrea să mai lămurim un lucru. Am auzit că uneori ajung în serviciuri mașini de 7-8 mii de euro. Legea prevede că trebuie să primească o mașină la schimb. Mașina stă la reparație un număr foarte mare de zile și atunci mașina la schimb ajunge să coste 15.000 de euro. Adică pe reparație unei mașini de 8.000 de euro, serviciul încasează 15.000 de euro pentru că și-a făcut o firmă de închiriere auto. Mai există situația asta astăzi sau a fost limitată de legislație? Nu, există, din păcate. A fost permisă de legislație, doar că din nou asistăm la câteva, hai să spunem, câteva unități reparatoare care au înțeles să marșeze foarte tare pe acest subiect și să încarce facturile în mod nejustificat. Da, sunt cazuri în care prețuri de închiriere pentru autovehicul de schimb sunt mari, sunt foarte mari în comparație cu piața liberă. Legea e foarte clară, spune că o mașină de schimb se acordă pe perioada reparației, perioada normată a reparației, iar asta se dublează de obicei, iarăși conform legii. Partea proastă este că din perspectiva costurilor e de multe ori și de 10 ori, de 15 ori mai mare decât ar trebui. De data asta, din nou, noi ca și industrie ne-am dus și am spus că în mod normal ar trebui păgubitul să încaseze banii respectiv și să aleagă ce fel de mijloc de transport folosește pe perioada reparației. Poate să se plimbe cu taxiul, de exemplu, sau poate să nu facă nimic, să meargă cu mijlocul de transport în comun și să-și păstreze banii, având în vedere că e despăgubirea, îi se cuvine. Pe de altă parte, în alte țări, legislația este diferită, se acordă doar în anumite cazuri. Aici o să rog pe domnul Greceanu să ne mai ajute un pic cu experiența germană pe zona asta. Chiar vreau să vă rog, mai ales că mi-aduc aminte de o poveste pe care ați spus-o odată la o conferință. Vorbeam eu la început de păianjen, nu acela. Mi-aduc aminte de o poveste cu o rață sau o gâscă care traversa autostrada. Care e principiul care funcționează în țările vest-europene? Și până revenim la daune. Au fost mai multe cazuri într-o carte pe care eu am tradus-o, Răspunderea civilă în accidentele auto. Ea era bazată pe o colecție de jurisprudență din Germania. Iar în astfel de cazuri, principiul care s-a desprins în general din practica instanțelor a fost următorul.
sigur, orice viață de rață, de porumbel sau orice vietate merită salvată. Cu o condiție, să nu pui în pericol alte vieți umane, adică de o valoare, să spunem, mai mare decât a acelei vietăți. Adică este evident că oricine acceptă că este important să încercăm să evităm acea rață, dar nu cu prețul de a răni oameni sau de a-i chiar vătăma suprem prin deces. Și atunci trebuie pus chiar și la daune materiale. Nu poți să eviți o rață și să intri într-un tir poate cu mijloace inflamabile. Deci trebuie un pic văzut să nu cumva. Iar la școlile de șoferi, dacă ne aducem bine aminte, cei care le-au făcut cu adevărat, întotdeauna ne învață acolo, cred, atunci când ne întâlnim cu un astfel de obstacol, să... Dacă nu putem evita în siguranță acel obstacol, fie el și o vietate, porumbel, rață, porc mistreț și așa mai departe, să ținem drept de volan și să intrăm în acel obstacol. Da? Sigur, e o problemă când te întâlnești cu un animal de calibru mai mare, un cal, un elan, atunci chiar ai putea fi pus în situația să salvezi viața evitând acel obstacol mai mare. E greu de apreciat, dar e un capitol întreg în acea carte pe care eu am tradus-o și sunt exemple frumoase. Am înțeles. Revenind la daune, ce putem face pentru limitarea lor? Sigur, în condițiile plății unei despăgubiri corecte pentru asigurat. În primul rând, ar trebui iarăși să plecăm de la un principiu pe care eu l-am văzut unanim respectat și prevăzut în legislația în domeniul asigurărilor RCA, și anume că și persoana prejudiciată, la fel ca și asiguratul sau persoanele cuprinse în asigurare, adică șoferii, au obligația de a limita extinderea prejudiciului. Și acum o să vin în concret să vă spun ce înseamnă asta. Am întâlnit cazuri în care cu nonșalanță, exemplul dumneavoastră e foarte bun, o mașină de 10.000 de euro generează costuri de închiriere de 15.000 de euro. Păi vă întreb, nu e mai normal să-mi cumpăr imediat din banii aia 10.000 de euro o altă mașină și să nu mai cer costurile de închiriere? Cred că ar fi mai rezonabil din punct de vedere economic pentru toate părțile implicate în acest sistem. O să-mi spuneți, da, dar n-are bani persoana prejudiciată. În regulă, poate are costuri de finanțare, n-am nicio problemă. Costurile alea de finanțare sunt un prejudiciu care trebuie adăugat, să spunem, la dauna totală, dar în total despăgubirea este mai rezonabilă decât să aștept și să le cresc artificial așa și să dublez practic despăgubirea. Cred că nu e bine niciun fel de exces în domeniul ăsta. Fie în zona despăgubirilor, fie în zona asigurătorilor care fac eventual excese în sens invers. Da? Noi întotdeauna am militat pentru o decență sau o cale de mijloc pentru, dar nu extreme. Am înțeles, vă mulțumesc. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Discutăm despre cum ar fi bine să fie făcut un upgrade la legislația RCA pentru a fi cât mai confortabilă pentru asigurați, asigurători, servisuri, pentru toate părțile implicate. I-am ca invitați pe Mădălin Roșu, președinte al Biroului Asigurătorilor Auto din România, și Sorin Greceanu, director general al aceleiași instituții. Astăzi de dimineață, domnule Roșu, am primit un comunicat de presă în care anunțați, din câte îmi aduc aminte, zice așa, un nou concept de comunicare. Despre ce e vorba, ce mesaj doriți să transmiteți, ce se schimbă față de anii anteriori? Ce aduce nou acest nou concept de comunicare? Aduce, dacă vreți, o asumare și o înlăturare a unor, hai să spunem, bariere pe care de obicei ni le tindem ca și oameni să ni le punem singuri. No matter what este despre continuare, despre păstrarea, dacă vreți, a promisiunilor și a depăși orice limită pe care de foarte multe ori, repet, ne punem singuri.
Cam despre asta este vorba pe scurt. Sigur că pe baza acestui concept al No Matter What vom încerca anul ăsta să mergem mai departe cu fel de proiecte de comunicare în zona de media, de digital, referitor la conferințele pe care vrem să le facem și nu în ultimul rând proiectele începute pe care vrem să le ducem la bun sfârșit. Parte din ele anul ăsta, parte din ele probabil că va mai dura puțin. Însă, ce am început la un moment dat, vrem să continuăm, indiferent cât de greu ar putea să fie și indiferent cât de dificil ar putea părea drumul pe care îl alegem. Cam ăsta este mesajul, dacă vreți, din spatele acestui concept No Matter What. Indiferent de greutăți, sigur, păstrând limitele legale, să nu se înțeleagă altceva, dar dorim să mergem înainte. Deci ideea să mergem înainte și să ne asumăm. Da, ideea e că No Matter What, adică orice ar fi, vă veți îndeplini promisiunile făcute asiguraților și tuturor părților implicate. Și nu numai, implicate. Tuturor stakeholderilor, da. Da. Ce presupune modificarea sistemului bonus malus? Îi va mai disciplina pe șofer? Bonus malus e acel sistem în care dacă n-ai accidente plătești mai puțin la polița de asigurare RCA și dacă ai accidente plătești mai mult. A vrut Sorin să spună ceva înainte să... Da, dacă îmi permiteți o ușoară intervenție și completare poate a intențiilor noastre. Eu v-aș aduce aminte un lucru care s-a întâmplat anul trecut, și anume că în zona asta a digitalizării, în afară de, vorbesc de teritoriul României acum, legiuitorul a venit și a spus așa, o poliță RCA se poate verifica pe suport hârtie în original a unui șofer în trafic în România. Se poate verifica pe suport digital dacă este pe suportul, să spunem, al clientului, are o copie a poliței RCA în format electronic, pe telefonul lui, pe tabletă și așa mai departe. Ba mai mult, el se poate verifica în caz, deci sunt, să spunem, niște plase de siguranță care se acordă participantului la trafic, se poate, dacă nu deținem aceste două mijloace, și direct în baza de date AIDA. Pornind de la această, să spun, realizare extraordinară, cred că acum am pus la dispoziție acest lucru poliției, mai lucrăm să îmbunătățim acest lucru, astfel încât polițele să ajungă mai repede în baza de date, să nu cumva să lipsească vreuna. Cred că în zona asta putem construi foarte mult. Iată, acum se preconizează iarăși în modificările la normele RCA să putem să utilizăm în România un constat amiabil în format electronic. Eu cred că de acum încolo toate aceste lucruri pe care noi ni le-am dorit de mult și am fost răbdători, am tot spus că le vrem, eu cred că ar trebui să fie un leitmotiv în activitatea noastră viitoare. Sigur, dacă ne vor sprijini și dacă vom putea colabora cu autorități în domeniu, fie ASF, fie Minister de Finanțe, fie DRPCV, Poliție Rutieră, ar fi nemaipomenit să reușim. Se tot vorbește de digitalizarea României. Avem o infrastructură, cred eu, foarte bună, cu viteze foarte bune de internet. Avem încă specialiști în țară, ba mai mult, foarte multe companii internaționale își mută centre la nivel regional sau chiar mondial în România. Și e păcat să nu profităm de această șansă și să o valorificăm în sfârșit. Iar noi în domeniul ăsta, cât depinde de noi și cât ne permite legea, vom face în perioada următoare, sub această, să spunem, directivă, să spunem, No Matter What, dar așa cum a spus și domnul Roșu, nu călcând pe legi și pe principii, ci chiar uitându-ne la ce se poate face. Deci respectând legea și în spiritul și în litera ei, No Matter What, deci orice ar fi. Da. Asta e un lucru foarte bun, e un pas înainte. Un lucru de menționat, polița de asigurare în format electronic, când ieșiți din țară, e bine să o aveți în format fizic, pentru că legea țărilor din jur nu este neapărat la fel cu legea din România și s-ar putea ca poliția de acolo să vă ceară în format fizic
politică. Permiteți iar o precizare aici, vă rog, e o chestie foarte importantă. Am avut conaționali de-ai noștri care au pățit următorul lucru. Li s-a trimis prin e-mail sau prin fax aparent o poliță originală. Și au zis, domne, originală, cum să spun eu, în format electronic, poate și emisă electronic. În momentul în care o scoți la imprimantă, ea își pierde caracterul de original. Original pentru autoritățile din străinătate, fie ele autorități poliție de frontieră, autorități polițienești, înseamnă tipărit, da, și semnat, ștampilat eventual, acum regimul ștampilei este încă în discuție, s-a scos obligativitatea, dar mai este încă folosită de mulți membri de-ai noștri. Deci trebuie original obținut de la asigurător, prin poștă, cumva, prin alte mijloace, nu prin mijloace electronice. Mijloacele electronice sunt bune în România. Da? Deocamdată. Lucrăm la lucrul ăsta să fie posibil și în alte țări. Am înțeles. Domnule Roșu, ne aflăm la finalul emisiunii noastre de astăzi. Am vorbit despre cum ar fi bine să fie upgradată legislația referitoare la RCA. Am aflat tot felul de informații noi, no matter what. Și dacă ar fi să rezumăm, ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru din tot ce am spus noi astăzi aici, care ar fi acel? Wow, e greu. Asigurările înseamnă promisiuni, iar noi ca și actori în acest, hai să spunem, ecosistem, ne respectăm promisiunile no matter what, cum ar zice acest nou concept pe care noi îl lansăm astăzi. Indiferent cât de greu, indiferent câte multe bariere, așa cum spuneam la început, de obicei ne punem singuri barierele astea, trebuie să învățăm să le depășim și să învățăm să aducem un plus, dacă vreți, de valoare pentru perioada ce urmează și să învățăm din trecut, dacă vreți, astfel încât să ne perfecționăm pentru viitor. Excelent! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Vă reamintesc că ne-am aflat la ora de risc. Concluzia mea este că dacă nepurtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, neîncheierea unei polițe de asigurare îți triplează riscul de a trăi sărac. Sunt Sergiu Costache, ora de risc se încheie astăzi aici. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.